Europarlamentarul PDL Monica Macovei a declarat într-o recentă vizită la Alba Iulia că partidele de dreapta ar trebui să se unifice. Aceasta a precizat însă că din coaliția care va rezulta nu poate face parte și PNL, considerat un partid de stânga. Europarlamentarul Monica Macovei este de părere că PNL nu poate fi considerat un partid de dreapta, deoarece din 2007 și până în prezent a continuat să susțină și să voteze măsuri de stânga. Sigur că dreapta trebuie să fie unită și toată lumea așteaptă acest lucru. Doi, în ceea ce mă privește, PNL nu este un partid de dreapta. În acest moment, PNL, condus de Crin Antonescu, nu este un partid de dreapta și cu mulți alții de acolo din PNL. Așa că, în punctul meu de vedere, nu intră în această coaliție care să facă o dreaptă, fie prin fuziune, fie printr-o alianță. Nu e atât de ușor. Nu e atât de ușor să uităm toate porcăriile și tot ce au făcut. Au stat lângă PSD și au votat măsuri de stânga. Să știți că măsuri de stânga au votat și au adoptat guvernul Tăriceanu, de exemplu, în 2007, în 2008, când a rămas minoritar în guvern și era susținut de PSD. Și stătea la putere numai dacă vota ce vrea PSD-ul. Deci alianța e veche. Deci PNL-ul nu poate fi numit în acest moment și din 2007 încoace un partid de dreapta, ci un partid de stânga. Europarlamentarul PDL a dat și câteva exemple de lucruri grave pe care le-a făcut PNL și care nu pot fi trecute cu vederea. Eu n-am cum să uit tot ce au făcut în vara lui 2012. Între altele, să știți că de asta n-am intrat în Schengen. Doi, nu voi uita Marțea Neagră, care ne arată că încălcarea legii din 2012 nu a fost accident. Nu, a fost un plan și se repetă. Marțea Neagră, în care umăr la umăr parlamentarii, deputații PSD și PNL au votat ca parlamentarii, de exemplu, să se scoată de sub un sfert din infracțiunile din codul penal, nu se uită așa ușor. Da? Nu se uită. Au votat să nu-i se ridice imunitatea domnului Vosganian, îmi aduc aminte, da? Deci împotriva justiției. De ce să uităm? Îmi aduc aminte cum Crin Antonescu spunea în 2012 la o întrebare: cine e cel mai mare dușman al dumneavoastră? L-a întrebat un ziarist. Și el a răspuns: Departamentul de Stat al Statelor Unite. Îmi aduc aminte tot de Crin Antonescu, care spunea acum câteva luni, când era încă în USL: nu suntem la putere cât timp DNA și ANI schimbă miniștri. În ce sens? Îi cerceta, da? Și ar fi trebuit să-i schimbe. Deci, astea sunt lucruri foarte grave pe care le-a făcut PNL-ul cu acești oameni, cu Crin Antonescu în frunte, și nu poți să ștești cu buretele nici noi și nici cetățenii. Nu cred că lumea uita și zice: gata, PNL e bun, curaj și frumos. Nu știu, să facă o penitență, să-și ceară iertare, să dea dovezi că a greșit, să facă niște schimbări în partid. Până atunci, din punctul meu de vedere, este un partid care încalcă legea. La rândul său, prin vicepreședintele PDL, Cătălin Predoiu, este convins că unificarea dreptei după europarlamentare presupune nu o fuziune, ci o coordonare, un proiect care să includă un candidat unic pentru prezidențiale, dar și un viitor program de guvernare pentru România. Un astfel de proiect pentru România trebuie să fie unul care să fie îndreptat către vest. Trebuie să ancorăm și mai bine România în vest și să oferim de pericolul care vine din nou dinspre răsărit. Trebuie să fie un proiect care să asigure respectarea legii și continuarea luptei contra corupției. Un proiect pentru România care să asigure condiții bune pentru mediul de afaceri. Nu numai pentru marile companii transnaționale, care se descurcă oriunde și în orice condiții în lume. Noi avem nevoie de un mediu de afaceri bazat pe competență și concurență liberă, fără să fie sufocat de presiuni politice, în care și întreprinzătorii mici și mijlocii să se poată dezvolta. Un astfel de proiect pentru România ar putea să coaguleze forțele de dreapta, care în viitor ar putea să regăsească într-un singur mare partid, acest viitor fiind nu foarte apropiat. Dar, repet, totul este după europarlamentare și, la prim pas, văd o convergență de acțiuni politice pe bază de dialog politic și principii de acțiune politică până la prezidențiale.
Despre candidatura sa la prezidențiale, prin vicepreședintele PDL consideră că deocamdată este singurul proiect viabil pe piață, în timp ce candidatura lui Crin Antonescu se topește în urma eșecului aventurii politice la care a participat alături de PSD.